Care sunt cele mai scumpe videoclipuri de pe YouTube create vreodată? Răspunsul s-ar putea să te surprindă. Printre cele mai scumpe videoclipuri de pe YouTube se numără clipuri muzicale ale unor superstaruri precum Madonna și Michael Jackson, videoclipuri despre invenții spațiale și științifice, dar și videoclipuri de divertisment care implică premii uriașe în bani. YouTube a devenit o sursă majoră de divertisment pentru milioane de oameni din întreaga lume. Site-ul se mândrește cu miliarde de vizualizări pe lună, iar popularitatea sa continuă să crească. De fapt, potrivit statista, YouTube reprezintă în prezent peste 20% din traficul global pe internet. La începuturile sale, majoritatea videoclipurilor de pe YouTube realizate de cei care le încărcau erau videoclipuri casnice cu pisici și câini, cântece de karaoke sau bebeluși drăguți. Astăzi, videoclipurile de pe YouTube sunt diferite. YouTuberii moderni creează conținut scump de înaltă calitate, cu bugete care rivalizează chiar și cu producțiile cinematografice și probabil că știți deja că unele canale pot genera milioane de vizualizări pe zi, iar aceste cifre nici măcar nu includ numărul de abonați sau de like-uri. Canale YouTube precum MrBeast, Logan Paul și Unspeakable au milioane de abonați și câștigă milioane de dolari. De asemenea, aceștia nu ezită să cheltuiască milioane de dolari pentru a crea noi videoclipuri. La urma urmei, YouTube este gratuit pentru a viziona, dar nu este gratuit pentru a produce. Așadar, iată cele mai scumpe videoclipuri care au fost vreodată postate pe YouTube. What's it gonna be Basta Rhymes? What's it gonna be de Basta Rhymes este un videoclip muzical produs de Hype Williams în 1999. La momentul producerii, videoclipul a costat aproximativ 2,4 milioane de dolari. Raportat la inflația de astăzi, acest lucru ar însemna în jur de 4 milioane de dolari, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe videoclipuri muzicale produse vreodată. Cei mai mulți bani au mers către transformările generate pe calculator și efectele digitale din videoclip. De asemenea, se pare că numai costumul purtat de Basta Rhymes valora 40.000 de dolari. În videoclip apare și Janet Jackson, care trebuie să fi cerut un preț exorbitant. Tu legit, To quit, MC Hammer MC Hammer este un rapper american care a dominat industria muzicii rap în anii 1990, iar videoclipul piesei sale Too Legit To Quit a fost destul de costisitor. Principalele puncte de atracție ale videoclipului au fost efectele pirotehnice și apariția lui John Belushi și a lui James Brown. În 1991, costul de producție al videoclipului a fost de aproximativ 2,5 milioane de dolari. Astăzi acesta s-a ridicat la aproape 4,5 milioane, ceea ce îl face unul dintre cele mai scumpe videoclipuri muzicale de pe YouTube zdrobirea unui lingou de aur de 40.000 de dolari cu o presă hidraulică mare Crashit este un canal YouTube care a devenit popular prin zdrobirea unor lucruri de la baterii la telefoane mobile și până la lingouri de aur masiv în 2016 a publicat un videoclip cu un lingou de aur de 24 de carate de 1 kg care este zdrobit de o presă atunci când este zdrobit de presa hidraulică, lingoul de aur se pliază ca o bucată de hârtie, reducându-se la o pată strălucitoare. La momentul producției, aurul valora 40.000 de dolari, iar astăzi prețul unui lingou de aur a crescut la aproximativ 60.000 de dolari. Mi-am surprins iubita cu o casă personalizată. Acest videoclip surpriză cu o casă personalizată realizat de canalul de YouTube ZHC condus de Zach Shia presupune personalizarea casei proprii în 100 de ore, în timp ce Michelle, prietena lui Zach, este plecată de acasă participând la o provocare Minecraft de 100 de ore, Zach și echipa sa de prieteni decorează casa, Tesla și Lamborghini-ul ei în culoarea ei preferată, roz. Întregul proiect implică în jur de 50 de cutii de vopsea în diferite nuanțe de roz și multă muncă. Liceul de jocuri video Rocket Jump, o companie de producție online înființată de Freddy Wong, a fost unul dintre primele canale care au creat conținut cu buget ridicat pe YouTube. Cel mai de succes serial al lor a fost Video Game High School, un show online care se desfășoară într-o lume fictivă în care jocurile competitive sunt cel mai popular sport profesionist. Serialul a fost lansat în 2012 și a continuat timp de 3 sezoane și un total de 21 de episoade. Crescând în dimensiune și buget cu fiecare episod, aceste episoade au prezentat decoruri scumpe cascadorii extravagante și efecte speciale. Combinat cu salariile actorilor și costurile de producție, bugetul a implicat aproximativ 2,5 milioane de dolari. Ultimul care ia mâna de pe un milion de dolari îl păstrează. Mr. Beast este un popular creator de conținut video online cu unele dintre cele mai scumpe videoclipuri de pe YouTube, iar majoritatea videoclipurilor sale sunt cunoscute pentru premiile uriașe în bani. În acest videoclip special, patru concurenți trebuie să facă față unui test simplu de rezistență. Tot ce trebuie să facă este să pună o mână pe blocul de bani și să o lase acolo cât mai mult timp posibil. Ultimul concurent rămas câștigă milionul. Bineînțeles, provocarea durează zile întregi, deoarece niciunul dintre concurenți nu este dispus să renunțe atât de ușor la un milion de dolari mai sunt și alte videoclipuri create de Mr. Beast care ar putea fi incluse în topul nostru. De exemplu, episodul cu Squid Game care a costat 3,5 milioane de dolari, dar am preferat să alegem unul din cele mai clasice videouri ale sale. Express Yourself Madonna Videoclipul piesei Express Yourself de Madonna, cea mai bine vândută artistă din toate timpurile, este unul dintre cele mai scumpe videoclipuri de pe YouTube. Videoul este inspirat de filmul clasic Metropolis din 1927 și prezintă un oraș plin de zgârie-nori înalți și linii de cale ferată. Videoclipul a avut un buget de 5 milioane de dolari. La momentul înregistrării, a fost cel mai scump videoclip creat vreodată, iar în prezent este cunoscut ca fiind al treilea cel mai scump videoclip din toate timpurile. Space Oddity videoclipului Chris Hadfield pe piesa clasică Space Oddity a lui David Bowie din 1968 este cel mai scump videoclip din toate timpurile încărcat pe YouTube. Chris Hadfield este astronaut, iar coverul videoclipului său a fost înregistrat la bordul Stației Spațiale Internaționale videoclipul îl arată pe Hedfield plutind prin stația spațială și privind spre pământ în timp ce cântă versurile spațiale ale lui Bowie. Costul exact al videoclipului nu este de notorietate publică, dar experții estimează că stația spațială trebuie să fi costat în jur de 150 de miliarde de dolari. Cele câteva ore petrecute de Headfield în spațiu ar fi costat de asemenea milioane de dolari pentru NASA întâlnire secretă demențială cu Lamborghini Aventador. Ești un fan al mașinilor de lux? Atunci cu siguranță îți va plăcea acest video cu întâlnirea mașinilor Lamborghini Aventador creat de canalul YouTube Sintru Glass, un canal de YouTube pentru iubitorii de mașini condus de Sam Michael David Fain. Videoclipul prezintă o întâlnire secretă a unor posesori de Lamborghini Aventador pe bază de invitație. Aceasta este de fapt una dintre cele mai scumpe întâlniri auto din lume, cu 13 Lamborghini Aventador SV, SV Roadster și o mână de alte modele Aventador. Știați că prețul de bază al unui Lamborghini Aventador SV este de 497.000 de dolari? Imaginează-ți așadar costul total al tuturor mașinilor de lux din videoclip Scream Michael Jackson. Acest videoclip muzical cu tematică spațială a lui Michael Jackson deține recordul Guinness World pentru cel mai scump videoclip muzical realizat vreodată. Videoclipul a avut-o ca protagonistă și pe Janet, sora lui Michael Jackson, și a fost produs în 1995. Decorul videoclipului a fost o navă spațială albă generată pe calculator, care ar fi costat o mulțime de bani la acea vreme. Videoclipul a folosit de asemenea efecte speciale și seturi de lumini care erau unice în acea perioadă. Costul total al producției a fost de aproximativ 7 milioane de dolari, ceea ce ar fi lejer peste 10 milioane de dolari astăzi. Red Bull Stratos, record mondial de cădere liberă. Red Bull Stratos este un proiect de parașutism de la mare altitudine în care a fost implicat parașutistul Felix Baumgartner. În 2012, Red Bull a plătit pe Baumgartner pentru a dobori recordul mondial pentru cea mai înaltă săritură cu parașuta, plutind până la 38.000 de metri într-un balon stratosferic și coborând în picaj pe pământ proiectul implică echipamente extrem de scumpe, inclusiv costumul spațial de ultimă generație a lui Baumgartner și combinația de balon cu heliu și capsulă, precum și costuri de producție foarte mari. Potrivit unor surse, Red Bull a investit aproape 65 de milioane de dolari în acest proiect. De ce costă 2700 de trilioane de dolari pe gram antimaterie la CERN? Acesta este un videoclip despre una dintre cele mai scumpe substanțe de pe Pământ, antimateria. Știați că o explozie de antimaterie poate distruge Pământul în doar câteva secunde? Este cea mai rară, cea mai scumpă și potențial cea mai periculoasă materie de pe Pământ. Acest videoclip YouTube realizat de Physics Girl prezintă un tur al unei fabrici de antimaterie din Europa. În cazul în care îți plac videoclipurile noastre, îți recomandăm și canalul lui Physics Girl. Noi suntem mari fani. Concluzie Deși YouTube pare o platformă unde videoclipurile realizate pot implica costuri reduse, acesta nu este cazul mereu. Unii creatori au dus la extrem aceste videoclipuri și au cheltuit milioane de dolari pentru a le duce la bun sfârșit.